De la planta de brusture folosim rădăcinile și frunzele. Rădăcinile se recoltează toamna, în octombrie-noiembrie și primăvara, martie-aprilie, în al doilea an de viață al plantei. Brusturele are proprietăți depurative, laxative, coleretice, hipoglicemiante, antibiotice, antitumorale, diuretice, antireumatice, sudorifice, astringente, dezinfectante, cicatrizante, tonic capilare. Combate bacteriile gram-pozitive, stafilococi, streptococi, pneumococi. Brusturele are acțiune terapeutică pentru uz intern în hepatită, greață, constipație, enterocolite, bronșite, gripă, tuse, pleurezie, pneumonie, transpirație intensă, diabet zaharat, obezitate, celulită, scorbut, insuficiență cardiacă, calculoză renală, uremie, leucoree, cistite, intoxicație cu mercur. Pentru uz extern este bun în eczeme, abcese, furuncule, acnee, dermatoze, impetigo, herpes, antrax, ulcerații veninoase, varice, alopecie, mătreață, seboree, tenuri grase.